Președinte al Camerei, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor senatori și deputați, doamnelor și domnilor miniștri, distinși invitați, e un moment destul de special, pentru mine cel puțin. Nu e, desigur, prima tentativă de investire a unui guvern. Cred că nu e prima oară, dimpotrivă, când vorbesc din postura de membru al opoziției și totuși ceva nou, ceva special există. L-ascultam adineauri pe primul ministru, același cu cel din decembrie 2012, invocând un program același din 2012, spunându-ne aceleași vorbe frumoase, ispititoare, convingătoare la prima audiție, poate, din 2012. Înțeleg că sunt oameni, parlamentari, partide, cetățeni, tentați să le creadă. În orice caz, Partidul Național Liberal, în numele căruia vorbesc și eu, nu le mai putem crede. Nu le mai putem crede pentru că le-am crezut odată, le-am votat odată, le-am investit cu toată încrederea. Partid prezent la guvernare și într-o majoritate politică era dator să dea. Nu putem astăzi, oricât am avea de-a face cu aceeași persoană, oricât ar fi de neschimbat un program de guvernare pe care și UDMR-ul găsește azi impecabil și oricât de frumoase ar fi încă o dată cuvintele primului ministru, să-l crede. Partidul Național Liberal nu va da votul acestui guvern reformulat, va vota împotriva sa. Va vota împotriva sa din trei mari motive pe care încerc să le prezint pe scurt, dar sper clar. În primul rând că deși în opinia noastră nu se încalcă niciun articol al Constituției și sub acest aspect, dacă guvernul primește astăzi votul majorității Parlamentului, el va fi un guvern legal și își va putea desfășura în termen și cu acoperire deplină constituțională activitatea, va fi un guvern profund ilegitim din punct de vedere electoral și politic. În decembrie 2014, electoratul României, marea parte a celor care s-au prezentat la vot, au făcut un lucru, 2012, așa este, scuze, a făcut un lucru extraordinar. Și pentru prima dată din 1990 au dat unui actor politic, sub forma unei mari alianțe, mai multe mandate decât majoritatea necesară în Parlament. Pe acest program, pe acest vot luat de la cetățeni, s-a întemeiat pretenția legitimă a domnului Victor Ponta și a noastră, celor care îl susțineam atunci, de a impune și președintelui României în exercițiu, Traian Băsescu, și opiniei publice românești, desemnarea ca prim-ministru a lui Victor Ponta și constituirea, cu susținerea unei asemenea majorități parlamentare, a unui guvern deplin legitim, care a fost guvernul Uniunii Social-Liberale. Sigur că această bază a votului popular, care venea dintr-un angajament electoral major, acela de a construi o coaliție suficient de puternică încât următorul Parlament al României, adică acesta, să nu mai aibă majorități și implicit guverne schimbătoare și constituite pe flagelul traseismului parlamentar. Acesta a fost un angajament în fața cetățenilor. Angajamentul în fața cetățenilor de a avea o majoritate și un program stabil
pentru 4 ani. Toate lucrurile acestea nu mai sunt astăzi valabile. De bună seamă că nu aici și nu acum voi relua eu discuția despre cauzele din care această coaliție votată de atât de mulți români s-a rupt. Este un lucru simplu, simbolic și, după părerea mea, acoperitor. S-a rupt pentru că domnul Victor Ponta, ca prim-ministru și Partidul Social Democrat, nu au acceptat să respecte regulile acestei alianțe, nu au dorit să vină într-o astfel de ședință în Parlament cu domnul Klaus Iohannis, vicepremier, preferând să vină astăzi cu o formulă care nu mai are nimic comun cu votul electoratului, cu vicepremieri, slavă Domnului, foarte mulți, și cu o formulă complicată de legitimitate și chiar de legalitate în fața Constituției.